De când eram mică, tot timpul mă gândeam că sunt la România, au talent, concurență, câteodată chiar sunt și un jurat. Și că am reușit să ajung până aici a fost chiar foarte fain. Sara Șmighelschi. Florin Călinescu. De ce vă strigau așa când începea emisiunea? Să fie sigur că auziți? Voi credeți că găinile fac pile de Andra când vă aud cântând? A fost odată ca niciodată o fetiță în vârstă de 11 ani. Într-o zi, fetița a aflat că românii au talent. Dacă au atât de mult talent, încât nici nu mai au nevoie de școli, spitale sau autostrăzi. Nu e ca și cum această poveste n-ar avea niciun rost. Are rost, o să vedeți. Într-o zi, mama ei a spus: trebuie să mergi de grabă la bunicuța pentru că nu se simte prea bine. Ți-am pus în coș un cozonac, o sticlă de vin și ultimul album al lui Smiley. Fetița se miră că bunicuța ascultă Smiley. Ea știe că pe Smiley l-ascultă în general copiii. Apoi și-a amintit că unii oameni, la bătrânețe, dau în mintea copiilor. Bunicuța a dat în mintea copiilor. De aceea ascultă Smiley. Drumul spre casa bunicii trecea printr-o pădure. La un moment dat, de după un copac, apare în calea ei un spiriduș pe nume Pavel. Pavel Bartoș. Când era mic, Pavel a fost atât de îndrăgostit de albă ca zăpada, încât și-a dorit să fie unul dintre cei 7 pitici. Visul său... visul său a devenit realitate. Pavel, fără nicio dificultate, a intrat în top 10 cei mai scunzi bărbați din showbiz. Pe ultimul loc, la doar câțiva centimetri, în spatele lui Alex Velea și Marius Moga. Pavel este un actor foarte talentat. Spectacolul care l-a consacrat a fost 1,80 m numit Dorință. Pavel îi dă un bilet de spectacol fetiței și se face nevăzut. Nu după mult timp, de după un alt copac, apare Smiley. Chiar Smiley! Nu vi se pare ciudat că toată lumea vorbește despre maneaua Loredanei Groza, dar nimeni n-a spus nici măcar un cuvânt despre manelele cântate de Smiley? Există și explicație pentru asta. Spre deosebire de Loredana, Smiley are pistol acasă. Una dintre plăcerile nevinovate a lui Smiley e să-și piardă buletinul. În general, îi ia cam 4 minute și 42 de secunde să-și piardă buletinul. Până acum ți-a pierdut buletinul de peste câteva milioane de ori. Motiv pentru care Smiley a fost acuzat de vals, vals, vals în acte publice. Smiley îi dă un autograf pe album pe care fetița l-avea în coș și se face nevăzut. A mai mers fetița cât a mai mers, iar de după un copac foarte mare, apar toți cei 4 jurați de la Românii au talent. Alexandra, Andra, Andy și Florin. Fetița știa că românii frate cu codru sau invers, dar nu-și imagina că toți angajații ProTV locuiesc în codru. Fetița se uita la Alexandra Dinu ca la mașini străine și și-a dat imediat seama cum stă treaba. Alexandra a călătorit mult, a ajuns în tot felul de locuri și țări, dar niciodată n-a ajuns în locul unde a încercat mutuiapa. În casa bunicii televizorul era deschis. Bunicuța se uita la Românii au talent.